orice pasiune și creșterea câinilor din rasele ciobănești destinați competițiilor presupune multă muncă, dar și investiții pe măsură. Dacă succesul obținut reușește să fie suficient de motivant, vedem în materialul realizat de colega mea Elena Picu alături de un crescător din comuna Rucăr. Creșterea câinilor de rasă pentru concursuri înseamnă o responsabilitate care nu este la îndemâna oricui. Recompensa pentru fiecare efort nu apare foarte repede și doar din această îndeletnicire este greu să-ți asiguri traiul. Doar din asta, să știți, deși ei ia pe banii de pe pui, iau mâncare la cei mari. Adică să iei, da, să ai 15-20 de câini, da, poți, dar dacă n-ai un servici, să-i ajungi și pe ei. Că nu o fata cățeaua în fiecare zi. Sunt foarte multe canise în România. Sunt foarte mulți câini buni. Dacă seama pe partea Suceava, sunt foarte mulți bucovineni. Poate omul crește 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dar știu o canisă foarte bună la Suceava, care are vreo 30 de câini sau 40 de câini, care crește numai ciubănești românești de Bucovina. Eu cresc, v-am zis, cresc ciubănești românești de Bucovina, ca ocazienii. Deci, profitul nu este, că profitul, omul când îi ceri 200 de euro pe un pui, zice că e foarte mulți bani. Dar eu cum fate Bela, eu stau cu bec, cu lampa aprinsă, cu două nopți, nu mă mișc de lângă ea, că să nu pierd pui, bază în palme și să iei un pui, adică să iei un pui așa, cum să vă zic noastră, mai... Fără să vezi pe măsă, pe tasul, eu n-aș vrea să știți. Vorbim despre câini din rasa ciobănesc-românesc de Bucovina, iar creșterea lor cere multă muncă, dar și finanțare. Deși este o pasiune dusă de multe ori la extreme, creșterea câinilor de rasă se pare că nu poate să reprezinte un domeniu din care să se poată trăi decent. Cel puțin aceasta este părerea unui campion național. Comuna Rucăr, fiind așezată în zonă de munte, creșterea animalelor a fost și este încă activitatea de bază a sătenilor. Însă câinii ciobănești au fost mereu nu doar un ajutor de nădejde al fermierilor, ci și o emblemă a localității. Motiv pentru care încă există mulți crescători. Mai sunt de ciobănești cu orbi foarte frumoși, mai sunt de ciobănești de Asia Centrală, mai este un băiat cu ciobănești românești carpatini, adică zona noastră Rucăru, adică acum câțiva ani, să zic, acum 30-40 de ani, cam când se ducea la expoziții de Rucăr în alte părți, eu zic că ieșeau tot timpul campioni. Și îi felicit și pe rucărenii mei, că sunt rucărenii mei. Și na, fiecare crește ce rasă îi place, să știți. Mie îmi place românezul de Bucovina și ca ocazienii. La alții îi place Cangale, la alții îi place Asia Centrală, la alții îi place Corbii. Dar sunt foarte, foarte buni câinii la noi, să știți aici. Toate problemele crescătorului sunt date însă repede uitării în momentul în care câinii săi ocupă cel mai înalt loc pe podiumul concursurilor la care participă și acestea nu sunt deloc puține. Anul 2024 pare să fie și mai bun pentru Nicușor David, după ce în canisa sa au văzut lumina zilei o mândrețe de puișori ciobănești, din părinți campioni.